Niciodată n-am idee de ce plâng. Dar vedeți foarte bine, am schimbat șmecheriile pe aici. De fapt, ăsta e colțul ăla de cameră pe care nu-l vedeați niciodată, doar că am pus niște parcheți pe pereți. Nani? Și suntem Gucci! Vine Crăciunul! Probabil vă întrebați unde mi-este tricolul cu ceau căfă, nu vă faceți griji, este exact sub ăsta. Adică... Îl am mereu pregătit pentru orice oportunitate. Și da! Să trecem în trending! Numărul, cred că e 9, e 9? Ara și Crăciun fericit, eu sunt bradul vezi, brad? De fapt, n-am brad, dar pentru tine, pentru tine. Nu uita, nu uita. Hector! Ăla-mi po cheamă Hector, nu mă întrebați de ce. Întrebați Ikea. La Ikea era, avea nume ciudat, gen Hectar, Hector, Hegman și a rămas Hector. El am pa Hector. Hector! Să trecem în trendy! Oh, nu! Zei au coborât asupra noastră de două ori între... What? Ce? Five Gang Sauce este pe primul loc în trending și Five Gang Sauce teaser este pe locul 2 în trending. Cred că lumea n-a știut că ai teaser, mă jur, de a intra pe el. Sauce! În cantități industriale, yeah. Boss! Femeia ta îmi dă târcoale. Ce zic cu femeia ta îmi dă târcoale? Nu cred. Bă, dacă zicea fetiță de 9 ani îmi dă târcoale, da. Atunci o înțelegea. 12 15 13. Ce? Femeia ta îmi dă târcoale. O știi pe nevastă de 45 de ani? Bă, se uite la mine, am un vlog, mamă. Puh! Toată ziua, stă numai... Numai la mine în DM. Nici nu cred că știe o femeie de genul și la DM-ul. Poate mesaj pe Facebook. Și de fapt știi mamelelea care se... Știi mamelelea? O să sune urât din partea mea. Nu vă ofensați, mămicilor, sunteți foarte drăguțe, mai ales că încercați. Știți mămicilelea care intră pe pagini de Facebook, gen ale copiilor, și când postează o poză, gen cu prietena sau la mare sau la mama măsii, în loc să scrie mesaj cu vezi că ai uitat să iei pâine sau ce bine arăți sau... Bine, nu știu. O mamă cam... Practic un pic pedofilă să scrie ce bine arăți, dacă stai să te gândești. Îi lasă comentariu la poză, gen, să-l vadă toată lumea. De-aia nu știi, nu înțelegi care vede toată lumea. Cred că e doar pentru el, e dragostea ei pentru el. Ăsta este Shelly, copilul la care primește mesaje de la mămici cu bravo mama, ai crescut, ce frumos te faci. Femeia ta îmi dă târcoale. Uite, mă, am găsit o rimă mai bună, care avea și sen. Gagica ta îmi dă târcoale, chiar dacă are 12 ani și nu prea stă în țâțele goale. Poate nu pare așa greu. Nota mea! Vedeți posturile acolo, mi-am notat de fiecare dată când a trebuit să pun comentarii, trending review-uri. S-au strâns câteva. Da? Data asta nu o să uiți, las comentariul. Nici un sos. Nici un sos nu-i fără os! Gami os. Ha! Gari! Ăla a fost locul întâi. No, am apăsat pe ceva. Ăla a fost locul întâi pe trending. Locul 2 între ei sunt tot ei, ok? Locul 3 între la Colinda prin sat. Nu o să mai uit la Jenny, te iubesc, Jimmy. Am zis, atunci a fost one time. Nu de altă rară, 10 minute clipul ăsta și în momentul ăsta cred că mai am eu 10 minute să plec pe ușă, că altfel pierd toate avioanele din lumea asta. Carmen de la Sălciuca este locul 4. Carmen de la Sălciua are 5.5 milioane. E de 2 săptămâni. Practic bate 5 gang-ul, numai că 5 gang-ul e de 5 zile. Cum e posibil? Sunt curios acum doar să intru să văd ce e asta. E manea? Că nu m-am prins niciodată ce e doamna Carmen. Mi-a intrat în trending ca un meme. E un meme. Hashtag te iubesc Carmen. Asta e un Dorian Popa, numai că gen pe manele. Bine, nu că Dorian Popa n-ar fi un pic manelist. Un pic. Aparent chiar e manea și a ocupat un trending. Carmen! Locul 5 în trending, magia Crăciunului 3. Refuz să mă uit la 3 chestii. Nu înțeleg cum și de ce. Nu mi-au plăcut nici atunci, nu-mi plac nici acum. Sunt amuzante, dar au devenit super cringe să mă uit la ele. Într-o zi cred că facem un video din ăsta doar pentru react la chestiile cringe din 3 chestii. De când au fost la Ai Umor și au vorbit cu Bendeac și au făcut un fel de skit și Bendeac le-a zis: "O, mă gând câți oameni aveți pe YouTube și nu sunteți în stare să fiți actori deloc." În realitate m-am uitat la canalul lor și am zis că da. 6 în trending, Dani Mocanu, să nu crezi că am fost pro. Da. Pentru că mai ești. Dani, în continuare doi degeaba, vine poliția partea a doua. Spike manele manele. Manele manele, asta e blană. Asta chiar mi-a plăcut. Asta suntem, bro. Manele manele. Bă, ce aveți cu el? Mm. Când trec cu mașina pe stradă și strângă-ne tabla, se aude din boxele mele. Manele. Lit
Afeboi. 10 din 10 urangutani care încă nu sunt în căldură pentru că nu este perioada lor. Da? Am căutat pe Google. Ramona? Hă? O, Ramona? Nu e Sugio Ramona? Acum e o Ramona? E bunăciunea care m-am îndrăgostit când era mic, de aia nu știu cum o cheamă, dar e o actriță, cred. Cause I don't. Sofia aia? Her name is Ramona. Oh! Or, as I like to call her, nu contează! The daughter of Satan. Felicitări! Acesta a fost trending review-ul. Ca să fim sigur că asta a fost trending review-ul, vreau să mă și uit dacă mai e ceva în continuare. Crăciun fericit! Să primiți niște supreme-uri din astea, exact ca și mine. Îl dau pe ăsta cadou, poftim. Acum zici că-s ninja. Și da! Ia-mă să-l băgă Ikei Dragiu și... Ne vedem în următorul training review pentru anul ăsta. Cred că am terminat cu toate chestiile posibile, pentru că probabil nu o să mai postez 15 ani de acum încolo. Și ne vedem data viitoare. Elanule, știu că te-am dezonorat până acum, dar acum măcar așa de final. Elanul poți să fii suprem ca mine. La 3, ca de obicei, Alpaca King out. Nu prea am degete să fac 1, 2, 3, dar o să fac 1, 2, 3. Respect! Hector, te urăsc atât de mult și n-am idee de ce. Ești doar o lampă, înțeleg, dar asta nu înseamnă că te porți atât de rece cu mine în fiecare zi. Uite la tine, măcar nu vrei să discuți. Tu... Oh, s-au îndrăgostit.